Pe de altă parte, unde s-a stricat relația dumneavoastră cu Meme? Pentru că dumneavoastră a spus că, într-adevăr, Meme e cel care v-a adus la FCSB. Deci, practic, atunci credea în dumneavoastră. Asta era o perioadă mai lungă, mai depărtată. Relația s-a stricat foarte repede. Chiar dacă am fost atât de bun prieten, relația a început să se rupă în momentul în care, iarăși n-aș vrea să repet, da, vă răspund la întrebare, în momentul în care o perioadă, nu știu, 6 luni, ceva de genul ăsta, meu nu-și găsea locul la noi, la Steaua. El vroia să fie implicat mai mult, să aibă putere de decizie. Totuși, e greu. Steaua e condusă și acum, și atunci. Oameni buni de fotbal. Oameni cu bani. Oameni grei. Dar totuși el a încercat. Și a venit și mi-a propus, bă, trebuie să avem și noi poziție în club. Păi și zic, ai poziție. Nu, mai mult. Și ce ai de gând? Să-l debarcăm pe Piți. La Victor Pițurcă? La Victor Pițurcă. Și în această perioadă, de câteva luni de zile, m-am apropiat foarte mult de Pițurcă. L-am văzut un om corect, un om sincer, un antrenor bun. În primul rând, un caracter bun. Meule, dacă mă înham la așa ceva, bă, mi-e frică de Dumnezeu. Și nu cred eu că sunt omul ăsta care să particip la asemenea comploturi sau lucrături. Și când am fost și fotbalist, era perioada în care trebuia să avem reciprocități, corect, trebuia să le respect, dar niciodată n-am fost de acord să vând un meci, să spun ceva și să fac invers. Întotdeauna am fost pentru echipă, da, pentru jucători. Spuneți de reciprocități, celebrele partide, noi câștigăm acasă, corect, voi câștigați corect la voi. Asta erau reciprocități, da. Dar așa era fotbalul atunci. Dar ca să iau parte la ceea ce vroia Stoica, mă depășea. I-am zis, bă, nu mă bag. Ca să iau parte la așa ceva, trebuia în permanență să susțin niște lucruri neadevărate care îi le comunica elucici. Cum ar fi? Că Pițurcă își trage bani din transferuri, că Pițurcă ia bani de la jucători în contract. Dar câte nu sunt? Nu. Până la urmă, planul ăsta de care ziceți, la care n-ați participat, a fost dus la bun sfârșit? Adică plecarea lui Victor Pițurcă i s-a datorat în vreun fel lui Meme Stoica? Cea mai mare parte. Pentru că dacă eu atunci îi spuneam ceea ce vrea Meme-ul lui Pițurcă, Pițurcă avea putere mare. Mare avea atunci. În secunda 2 pleca. În secunda 2 le dea afară. Da. Eram într-o situație ingrată în care Meme era și prietenul dumneavoastră. Meme chiar îl consideram prietenul meu. Spunându-i lui Pițurcă, vezi că o să înceapă să te lucreze asta, ceea ce am susținut să-l aduc pe Meme-ul la Steaua, dintr-o dată cădea. Deci acum nu vorbește Piți cu mine. Tot din acest... Pentru că mi-a zis, după ani și ani, a aflat și mi-a zis, bă, Leo, eu aveam încredere în tine. De ce nu mi-ai spus lucrul ăsta? N-aveam cum să spun Piți. Și cam asta a fost începutul sfârșitului. Bun. S-a ajuns în vremea noastră de acum. Ați fost numit antrenor cu licență pro
la FCSB. Ați fost numit peste capul lui Meme Stoica? Da. Revenirea mea la FCSB se datorează lui Meme Stoica. Poate undeva mi-a întors serviciu. Bun. Întâmplător ne-am întâlnit după ani de zile când nu mai vorbeam. Bine. În momentul în care a început să meargă la acest război mișelesc, pot să-l spun așa, pervers, Piții, Teia și eu. Teia ceva, aici nu intră că a fost o debarcare. În momentul în care Teia a fost despre ce, cu cine are de-a face, i-a zis, nu mai mă bag. Pentru că niciodată nu o să îl compar pe Teia Sponte cu Mihai Stoica. Altă, alt nivel, altă clasă și alt, alt fel de caracter. Se poate spune că Meme Stoica a fost poate unul dintre motivele principale pentru care Teia Sponte s-a dat la o parte din ce înseamnă activitatea lui la FCSB, sau n-a contat atât de mult, a fost o decizie luată pe, pe alți factori? Nu știu dacă s-a, s-a dat la o parte sau n-a mai vrut să se implice în familia, da, Stelei, dar cu Teo e greu de mers la drum cu oameni care gen meu. Pentru că el, în momentul în care vede despre ce este vorba, se desparte. Am înțeles. Deci cam ăștia au fost pașii în care a contribuit meme-ul. Ne-am întâlnit undeva cu un an jumătate. Eu am trecut într-o perioadă faptul l-am pierdut pe fratele meu. El a avut și el o perioadă zbuciumată. A avut și el probleme cu familie, da. Și era vorba de un meci. Hai să vedem meciul împreună. Ne-am îmbrățișat. Și am zis, mă, deci ce a fost, a fost. Avem o vârstă. Practic, doi vechi prieteni se reîntâlneau și se regăseau. Bun. Și mi-a făcut propunerea să lucrăm împreună, eu să mă ocup de echipa a doua. Am fost de acord. Tot el, e adevărat. Tot el l-a convins și pe Gigi. Și cam contribuția lui de a veni la asta, a fost 100%. 100%, am înțeles. Toate au fost bune și frumoase, până m-au numit pe mine Gigi. Poate la sugestia lui Teia, când, după ce a plecat Dică, se căuta antrenor cu licență. Eu fiind în club, i-a spus, ce mai cauți antrenor pentru licență când l-ai pe Leo în club? Bineînțeles că acum din ce am citit meu s-a opus de fiecare dată. Bun. În momentul când am venit la spre echipa mare, spre echipa de seniori, poate și unele greșeli de-al mele, dar meu știa la ce se așteaptă. Și vă spun la ce se așteaptă, mă refer la cu strizul nu poate să o comporte cum se comportă cu antrenori. Cu pintilii, vă referiți. Cu tot ce înseamnă antrenori, jucători, tot ce face parte din cadrul. Cum se comportă? Adică în ce sens? În sensul, nimeni n-are voie să vorbească, nimeni nu are dreptate, el
e cel care hotărăște. Vorbim de bază. Da. E separat. De Gigi, am înțeles. Adică e un fel de dictatura lui MMS Stoica sub Gigi Becali, să spunem așa. Da. Orice argument îl ai, sau orice vrei să-i spui că nu e așa cum zici tu, meme, în special, am asistat la discuții cu antrenorul și mie mi-a reproșat, ce mă, vă pricepeți voi la fotbal? Bineînțeles că eu nu pot să las capul în jos. Mi-e greu să cred că și... Asta zic, încercam să-mi imaginez acum, că presupun că discuția era și cu... Eu vorbesc, eu vorbesc doar de perioada asta. Da, nu mă refer vorbesc... de Pintili. Nu mă refer cum e Pintili, adică totuși Pintili are și el o, foarte multe meciuri la echipa națională a României, dacă nu e în stare să... Aș vrea să evit acest... Eu vă relatez ceea ce se întâmplă, da. Dar aș vrea să... Eu înțeleg că nu vreți să-l puneți într-o situație proastă pe Pintili. Pintili l-am... nu-l cunosc de mult timp. Am avut prilejul să ne cunoaștem acum mai bine. Este un caracter foarte bun. Foarte bun. Poate o să devină și un antrenor foarte bun. Un singur lucru i-am zis. Nu mai lăsa capul jos și ia-ți un pic de curaj să ai tupeu. Dacă mă ascultă bine, dacă nu mă ascultă, e treaba lui. Este adevărat că Pintili nu are, să spunem așa, fir direct cu Gigi Becali? Nu are absolut nimeni fir direct cu Gigi Becali. Poate sunt anumite persoane care vorbesc. Ceea ce strict personal de fotbal, nu. A făcut în așa fel încât să vorbească doar el cu Gigi. Mai mai stoi că a făcut așa. Da? Așa. În care i-am spus și lui Pinte. Una vorbește antrenorul, pentru că îți dau două exemple. Și Olăroiu, și Reghe, ceea ce știu eu. Poate au vorbit și alții. Dar cei doi care au avut rezultate, au câștigat campionatul, întotdeauna s-au sfătuit cu Gigi. Că Gigi, orice mi-ați spune, cu orice problemă te duci la el, poate în momentul, în prima fază, să zică nu, faci ca mine. Dar e omul care le regândește și dacă nu are dreptate și ai tu dreptate, o să spună da, e bine cum zici și tu. Da, Gigi Becali nu și-a dat seama în perioada asta că Meme Stoica cumva l-a izolat de realitatea de la echipă? Nu știu dacă l-a izolat sau nu l-a izolat, pentru că, vreau să spun ceva. E clar că dumneavoastră erați privit ca un om al lui Teas Ponte și automat al lui Gigi Becali. Probabil că de asta nu i-a convenit lui Meme Stoica foarte mult. E oricum, nu eram de acord sau nu, dacă cu ceea ce face Meme. În primul rând îi spuneam în față și în al doilea rând înțeles că puneam mâna pe telefon și îl sunam pe Gigi. Ceea ce depășește foarte mult atribuția lui meu. În momentul în care, vreau să vă întreb, în momentul în care ai un antrenor care are orice problemă și o vorbește direct cu Gigi, care mai e rolul lui Stoica în cadrul clubului? Pe care? Asta vă întreb eu pe dumneavoastră. Care e rolul lui Meme Stoica? Din ce ați văzut dumneavoastră? Ce face Meme Stoica concret? Că multă lume se întreabă, domnule, ce face Meme Stoica? Bun, în afara faptului că este la televizor, plătit fiind că are un contract cu televiziunea la care activează, ce face pentru FCSB? Că mult, vă întreb la modul sincer, nici eu nu știu 100% ce face Meme Stoica la FCSB. Nu știu dacă aș găsi un exemplu așa, să fac o asociere. Este un fel de porumbel voiajor în care îi aduce lui Pinti lotul de 20 pentru meciul respectiv, îi mai aduce primul aduce, 11. Îi aduce foaia cum ar veni, nu? Sau lista, sau cum? Am înțeles. Bun. Da. Primul 11, da.
și ceea ce mai trebuie să facă în timpul meciului. Am înțeles. Deci, practic, este un fel de, să zic așa, adică ai spus un bel voiajor, poartă mesajele de la patron către Pintili. Am înțeles.